Anual, profesorii renunță să părăsească școala după împlinirea vârstei de pensionare, alegând să solicite acceptul de a mai preda atât cât le permite legea. Doar în acest an, peste 75% dintre cei care au ajuns la vârsta când ar trebui să renunțe la catedră, au ales să continue să predea. Am avut solicitări în luna ianuarie, conform calendarului. 29 de candidați și-au manifestat opțiunea de a rămâne în continuare în sistemul de învățământ. Între timp, cred că undeva 4-5 persoane au renunțat la prelungire, întrucât anul acesta înțeleg că legea îi avantajează, este un punct de pensie bun pentru pensionare și Inspectoratul Școlar în Consiliul de Administrație le-a aprobat întreruperea activității. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Olt, aleg să rămână în activitate dascălii care predau în unități de învățământ din mediul rural și urban, titulari la școli bune. Cei care optează să părăsească sistemul odată cu atingerea vârstei de pensionare sunt cei care predau în școli izolate sau structuri ale unităților de centru din mediul rural, cei din învățământul primar nevoi să predea la învățământul simultan. Există o pondere mai mare în urban sau în rural. Sunt și din urban și din rural. Și ca și formă de învățământ primar, gimnazial? Majoritatea sunt învățământ primar, educatori și profesori în zone izolate unde nu au fost solicitări și sunt de acolo din localitate profesorii respectivi. În anul școlar care va începe pe 14 septembrie vor preda zeci de profesori pensionabili cărora Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean le-a acceptat cererile de prelungire a activității la catedră.